Municipalitatea supune atenției deliberativului local un proiect de asociere cu Pro Animals Tina, continuarea și îmbunătățirea activității de gestionare a câinilor fără stăpân. Fiecare parte va avea o serie de atribuții. Primăria se va ocupa mai mult de logistică și asigurarea hranei, iar partenerii săi de medicație și finanțarea personalului care deservește activitatea de postului de câini. Deși au fost prinși peste 2000 de câini fără stăpân de pe străzile Sucevei, există în continuare foarte multe canine în libertate. Primarul Ion Lungu este de părere că efortul municipalității va fi diminuat dacă nu se dezvoltă campanii de sterilizare în comunitățile limitrofe reședinței de județ. Apară din zonele învecinate Sucevei, din zonele limitrofe, și ca atare trebuie să facem și acțiuni de sterilizare în așa fel încât acești câini să nu se mai mulțească și la casele private și la zonele din jurul Sucevei. Între timp, executivul propune Consiliului Local asocierea cu Asociația Pro Animals Tina, prin care o serie de activități sunt împărțite între cele două entități. Primăria va avea ca principale atribuții hrana pentru câini, paza, lemnele și rămâne în continuare atributul primăriei capturarea câinilor. Pro Animals va asigura cheltuielile de personal la personalul care face, de serviciu acolo, care îngrijește, pentru că primăria, așa cum știți, v-am spus și altă dată, nu are salariați suficienți, are 2 salariați la acest capitol, nu putem angaja până în alta. Deci va plăti personal de curățenie și lucrul cel mai important, va face deparazitare, microcipare, sterilizare, medicamentație. Primarul Lungu este convins că această asociere crește șansele municipalității de a gestiona corespunzător situația câinilor fără stăpân. În plus, primăria va avea în această asociație un scut în relația cu alte ONG-uri, care va asigura că activitatea administrației se desfășoară conform normelor. Cei de la Pro Animals dându-ne un gir că lucrurile acolo se desfășoară în condiții normale și legale. Deci eu sunt de acord cu acest contract, apreciez lucrurile care se ocupă până acum și poate lucrul cel mai important și în acest an avem prevăzut sau se obligă cei de la Pro Animals să asigure adopția în Germania 500 de câini. Din câte știu, deja 200 și ceva au plecat în acest an din raportările care le am. Deci dacă ducem 500 de câini în adopție în Germania, este un lucru important.